Dragi telespectatori, vă spunem bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. Ne propunem în cadrul acestei emisiuni să parcurgem o carte deosebit de frumoasă din Noul Testament, Epistola către Filipeni, o carte unde Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre bucurie și despre acele lucruri care pot să fure bucuria din viața unui creștin, a unei familii, a unei biserici. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe pastorul Iulian Costea, pe care îl salut și spun bun venit. Vă mulțumesc pentru invitație și cu mare plăcere. În această emisiune aș vrea să ne oprim la capitolul al doilea din Filipeni, de la versetul 12 la versetul 15. Este pasajul pe care îl vom avea în atenție, în discuție. Și aici Apostolul Pavel ne spune următoarele cuvinte. Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. În cadrul acestei emisiuni plecăm de la premiza că, de la realitatea de fapt, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este cuvântul lui Dumnezeu relevant pentru fiecare generație de oameni. Una dintre acuzele pe care oamenii o aduc Bibliei este faptul că e o carte învechită, e o carte demodată, este o carte depășită și că această carte nu se mai adresează problemelor reale, actuale ale oamenilor. Aș vrea și în cadrul acestei emisiuni să discutăm despre soluția lui Dumnezeu la una dintre cele mai frecvente probleme pe care o au oamenii, o avem noi, o problemă pe care o regăsim în viața personală, în viața de familie și chiar în fiecare segment al vieții și activității noastre. Și problema la care aș vrea să ne oprim în cadrul acestei emisiuni este problema nemulțumirii. Este cu adevărat o problemă nemulțumirea în viața fiecăruia dintre noi, pentru că nu poți să fii în același timp și nemulțumit și fericit. Și aș vrea să plec în această emisiune de la această afirmație că nemulțumirea de fapt distruge bucuria în viața omului, în viața unei căsnicii și chiar în viața unei comunități. Însă problema este că nemulțumirea nu este un obicei ușor de înfrânt. Uneori oamenii se justifică și noi ne justificăm spunând așa sunt eu. Așa e firea mea. Am tendința să văd mai degrabă partea goală a paharului și nu partea plină a paharului. Mă gândesc, pe de altă parte, la faptul că suntem bombardați în fiecare zi în mass media, scrisă sau cea vizuală, cu tot ce este mai negativ în lumea în care noi trăim. Și, inevitabil, ceea ce auzim, ceea ce citim, ceea ce vedem, ne influențează. Fără îndoială, așa cum subliniați dumneavoastră, nemulțumirea este o componentă a vieții de fiecare zi și mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi ne confruntăm cu ea. Cred că a fi conștienți de pericolul acesta este un prim pas pe care noi îl putem face pentru a găsi un remediu pentru această stare. Menționați adineauri că nemulțumirea ucide bucuria și nu trebuie prea multă filozofie ca să înțelegem acest adevăr, pentru că cred că atât noi cât și telespectatorii dumneavoastră
au experimentat deja asta în viața lor. În pasajul pe care dumneavoastră l-ați spus pentru discuție în emisiunea de astăzi, Apostolul Pavel practic confirmă faptul că nemulțumirea este ucigătoare în sine, este fură bucuria, dar în același timp el vede în nemulțumire un pericol foarte profund, în faptul că nemulțumirea poate să fie un pericol pentru mântuire și nemulțumirea poate în versetul 5, în versetul 12 și în versetul 16, versetului cu care v-ați oprit în citirea textului, el sublinează că nemulțumirea poate afecta serios mărturia. E bine să și citim versetele pentru ca telespectatorii să le aibă proaspete în minte. Versetul 12, astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. El practic pune în versetul 14 în lumină chemarea și provocarea de a fi, de a se lupta împotriva nemulțumirii. Și în versetul 12, practic, el vine și spune, aveți grijă că, de fapt, ceea ce urmează să vă spun e o problemă foarte serioasă. Sufletul vostru, relația voastră cu Dumnezeu, pocăința voastră, mântuirea voastră eternă pot fi afectate serios de o asemenea stare. Și în versetul 16, aici provocarea Apostolului Pavel, și aici aș face o mică paranteză, mi-este aproape imposibil să-l văd pe Apostolul Pavel punând sau cerând bisericii să împlinească anumite așteptări fără să-i, sau scăpându-i din vedere responsabilitatea bisericii de a-L propovădui pe Hristos. El care este evanghelistul Noului Testament prin excelență, merge sub lumina provocării lui Dumnezeu și duce cuvântul Domnului. El vine și spune aici că de fapt dorința lui este ca biserica să fie competentă și să poată să-și ducă acest mandat, iar bineînțeles lucrul pe care noi îl înțelegem de aici este că nemulțumirea ar împiedica realizarea acestui obiectiv, ținând sus cuvântul vieții. Adică degeaba merg cu cuvântul lui Dumnezeu și îl prezint sau vorbesc despre el dacă în esență sunt nemulțumit în inimă. Dacă nu se vede trăirea cuvântului în viața și în viața familia fiecăruia dintre noi. Versetul de la care pornim în această discuție este în mod special versetul 14, unde este chemarea Apostolului Pavel pentru toți cei credincioși, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Asta e exprimarea pe care o folosește Cornilescu. Poate că n-ar fi rău chiar să sondăm puțin mai adânc, să mergem puțin la rădăcina acestor cuvinte, ca să știm din start despre ce este vorba aici. A termenii pe care Pavel îi folosește în versetul 14 sunt, pe care noi avem traduși aici cu cârtire și șovăială, sunt, primul dintre ei este gongusmon. Termenul acesta în limba greacă definește o atitudine sau un fel de comportament. Ceva de genul, ai văzut ce s-a întâmplat în situația respectivă, și când omul își exprimă nemulțumirea, însă nu are tăria de a spune în față. De a spune în față sau de a merge și de a aborda problema frontal. Și vedem chestiunea asta foarte frecvent. Poate chiar e bine să facem o subliniere după ce ne uităm la acești doi termeni. Și apoi cel de-al doilea termen pe care el îl pune aici în pasajul acesta este dialogismon, care de fapt este englezescul debate sau românescul schimb de păreri contradictorii. Un viu schimb de păreri. Un viu schimb de păreri. Însă, uitându-mă la sensul, la termenul acesta în limba greacă, de fapt, el introduce și ideea că schimbul acesta de păreri nu pleacă de la premiza lămuririi unei situații, ci pleacă de la dorința celui care inițiază conversația de a-l lămuri pe celălalt. Deci nu există, nu în ideea că hai să stăm de vorbă și prin discuția pe care o avem să clarificăm o problemă, ci hai să stăm de vorbă ca să-ți demonstrez că eu am dreptate. Și Apostolul Pavel, când vorbește aici în 14, el pune amândouă aceste dimensiuni pe tapet. Și partea nevăzută a nemulțumirii sau exprimată în spatele cortinei, și partea de pe scenă,
când omul refulează și iese în afară vorbind deschis despre nemulțumirea pe care o poartă în suflet. Și cred că ceea ce putem sublinia aici, unul din lucrurile pe care mă rog Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să-l punem în inima noastră, este să înțelegem că există o progresivitate în ceea ce privește manifestarea nemulțumirii. Niciodată nu o să fie dintr-o dată explosiv, doar cu anumite excepții. Însă, în general, o nemulțumire este nutrită în lăuntru, comunicată în spațiu de confort și ulterior adusă pe piața discuției. Și, în general, când este adusă pe piața discuției, nemulțumirea născută, generată, nutrită în acele culise, în general, când este adusă pe piață, provoacă mai multă stricăciune, mai multă pagubă decât să aducă o rezolvare în esență. Provoacă valuri. Exact. Înțeleg din această etapizare pe care tu ai prezentat-o că cel mai bine este să aduci nemulțumirea la suprafață în prima fază. Asta ar fi lucrul cel mai indicat, însă revenind la sublinierea pe care ai făcut-o, este, cred că, unul dintre cele mai mari provocări. Mă gândesc la situația familiei, pentru că fiecare dintre noi acolo ne învârtim cel mai mult, în lumea noastră a familiei. Acolo se pot aduna tot felul de nemulțumiri, frustrări personale pe care nu le comunicăm. Avem pretenția sau așteptarea ca celălalt să cunoască, să ne citească, deși nu scrie pe fruntea niciunui dintre noi ce este în interior. Adunăm nemulțumire după nemulțumire și la un moment dat explodează. E când are loc această explozie, cam puțin se mai poate face, atunci doar repari stricăciunile mari care se pot repara. Exact. Probabil că aici e o problemă de comunicare. Cred că exprimarea nemulțumirii prin comunicare conduce la o soluționare mult mai rapidă. Mă refer la o comunicare eficientă, când de fapt scopul comunicării este obiectivul comunicării este recuperarea. Când eu scot afară nemulțumirea și mi-o exprim în mod evident, bineînțeles că îi dau șansa celuilalt care este vizat de nemulțumirea mea, când este de tip relațional nemulțumirea, să-și pună pe masa discuției răspunsurile lui și în final să ajungem la o concluzie. Acum, noi amândoi știm că niciodată un om nu o să vină să spună sunt nemulțumit. Trebuie să avem o stare de vorbă, am ajuns la un nivel de nemulțumire foarte ridicat. Dar există un anumit limbaj al nemulțumirii care poate fi recunoscut, oarecum indirect. Adică, chiar dacă omul nu spune am o foarte mare nemulțumire, mă deranjează ceva extraordinar de mult, dar din felul în care el discută, vorbește, se adresează, poate fi dedus această atmosferă sau această atitudine de nemulțumire. Ea poate fi identificată, evident, în, de exemplu, afirmații pesimiste cu privire la anumite situații în viață sau afirmații cu privire la nedreptatea vieții sau că viața este nedreaptă. Nu merit, nu ce merit mi se să mi se întâmple. Sunt indicii care conduc spre identificarea nemulțumirii, însă un lucru pe care eu mi l-am propus în experiența mea de fiecare zi. Și să știți că de când practic treaba asta, sunt foarte, foarte liber lăuntric. În momentul în care apare nemulțumirea sau apare o situație care mi-ar putea cauza oarecare stări de inconfort, de tip relațional mă refer, abordez situația respectivă cât se poate de repede cu persoana în cauză. Și spun, domnule, mi s-a părut că, sau eu am înțeles că ai vrut să așa, sau atitudinea sau gestul tău mi-a provocat anumite stări. În lucrare, în predicarea Evangheliei, de exemplu, unul din lucrurile pe care în experiența pastorală le-am adunat cu mine, predica cineva și în urma mesajului nu eram de acord cu ce spune și ziceam, o să treacă. Dacă, fiind în aceeași biserică, slujind în aceeași biserică, fiind unul din predicatorii care era în biserică, repeta
sau venea cu o altă situație în care din nou eram nemulțumit lăuntric și nu-l abordam să stau de vorbă cu el, ajungeam într-un punct în care îmi venea foarte ușor să ajung să fiu critic la adresa lui. Ei, din momentul în care am început să identific treaba asta și să-i spun omului, am încercat, chiar am avut foarte multe situații în care am spus persoanei direct după terminarea programului, bineînțeles că în dragoste, cel puțin în ceea ce m-a privit pe mine, n-am mai acumulat stările astea și devin critic față de el, ci din contră am putut să dezvolt o relație corectă cu el ca și slujitor în biserică. Și în disciplina rugăciunii, unul din lucrurile pe care mi le-am pus ca și disciplină a fost să-i spun Domnului când am fost nemulțumit de o situație: Doamne, mi se pare că nu-i dreaptă situația asta. Și fie Dumnezeu m-a lămurit la nivelul conștiinței printr-o călăuzire specială, fie a fost un mesaj din Scriptură, fie a fost sfatul unui prieten care a venit pe marginea subiectului, dar am văzut răspunsul lui Dumnezeu la o asemenea atitudine și dezgolirea sau debarasarea de bagajul acesta al nemulțumirii prin comunicare conduce la eliberare. La poate că e bine să facem precizarea pentru toți cei care ne urmăresc emisiunea, că rugăciunea nu trebuie să fie neapărat exprimarea unor cuvinte pompoase, frumoase, elaborate, ci trebuie să fie exprimarea sinceră a inimii unui om, să fie o deschidere a inimii față de cel mai bun prieten pe care îl ai. Foarte multă lume abordează rugăciunea ca și cum ai merge în fața unei persoane pe care trebuie să o impresionezi prin cuvinte foarte frumoase, dar pe care nu le crezi. Pe când rugăciunea, așa cum o prezintă Biblia, de fapt este ca și cum ți-ai descărca inima la cel mai de încredere prieten, cea mai apropiată persoană, omul acela care te înțelege cum nu te înțelege nimeni din lumea aceasta. Așa este Dumnezeu. Și e bine că în rugăciune putem să ne descărcăm emoțional toate nemulțumirile, frustrările și trăirile interioare pe care le adunăm în lăuntrul nostru. Spuneai că limbajul nemulțumirii se exprimă prin a spune: nu e drept ce mi se întâmplă. Uneori oamenii spun: nimeni nu apreciază, uite, fac atâtea lucruri în familie, pregătesc mâncarea, calc hainele, în fiecare dimineață îi pregătesc pe toți, la școală, soțul la lucru, nimeni nu spune o vorbă bună. E foarte adevărat că trebuie să existe apreciere, dar în același timp suntem foarte aproape de autocompătimire, care este tot o exprimare de nemulțumire. Cred că ține foarte mult de felul în care înțelegem efectele negative ale nemulțumirii asupra vieții noastre. De exemplu, e foarte ușor și de foarte multe ori pe bună dreptate, așa cum sublineai. Facem anumite remarci. Însă nemulțumirea pe care noi o nutrim în inima noastră nu va rezolva niciodată problema. Dacă cineva nu mă apreciază, nu va rezolva problema dacă eu nutresc gândul ăsta în inima mea, ci efectele negative ale nemulțumirii tot asupra mea se vor răsfrânge. Pe lângă faptul că lipsește aprecierea, de acum trebuie să suport și durerea sau consecințele nemulțumirii în viața mea. Aș vrea să te întreb, cum vezi, de exemplu, exprimarea lui Solomon din Cartea Eclesiastu? E acolo o expresie care se repetă de foarte multe ori, de peste 30 de ori: o deșertăciune, deșertăciune, totul e deșertăciune. Ca și cum Solomon privește la ce se întâmplă sub soare și spune: nimic nu se va schimba. Cât de periculoasă este atitudinea asta în viața unei persoane, a unei familii, când cineva se uită la situația din viață, din familie și spune: nu se poate schimba nimic. Da, când privești lucrurile dintr-o perspectivă a capacității umane sau a realității unei lumi influențate de păcat, tendința naturală este să tragi concluzii de genul acesta. Însă când în interpretarea evenimentelor ții cont și de elementul supranatural și vezi un Dumnezeu care poate schimba lucrurile care par neschimbabile, se schimbă optica asupra situației. Ce mă gândesc eu s-a întâmplat în viața lui Solomon la momentul respectiv, experimentând dezamăgire după dezamăgire,
în special în căutarea lui, în căutarea unei împliniri pe care și-a dorit-o dintotdeauna, crezând că împlinirea adevărată urmează. Sau mergând pe mentalitatea asta în viață, l-a condus la o asemenea perspectivă asupra vieții. Pe când chemarea lui Dumnezeu de a trăi plenar fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu, fiind conștient de implicarea lui Dumnezeu, îți schimbă optica asupra vieții. Însă este evidentă starea de nemulțumire în atitudinea pe care o are Solomon asupra vieții. Înainte să te reîntorci în România, ai avut ocazia să lucrezi cu foarte mulți oameni în Statele Unite, în lucrarea pe care ai făcut-o, și poate că e bine tu să spui câteva cuvinte despre această lucrare, dar aș lega aceste informații de o întrebare. Cât de mult îl poate împinge pe un om o asemenea atitudine către depresie? Pentru că în vremea noastră oamenii se confruntă cu această problemă foarte mare, depresia. Și trebuie să vorbim despre depresie nu doar în afara sferei celor care participă la adunare, la biserică, chiar între cei pe care noi îi numim credincioși, oameni temători de Dumnezeu. Pot să fie momente de felul acesta în care cineva să cadă într-o depresie foarte profundă. Și de obicei, limbajul depresiei este: de aici nu pot să ies. Uh-huh. Nemulțumirea are un rol extrem de mare sau o influență extrem de mare asupra gândurilor depresive. Pot să folosesc, lucrând capelan la un spital universitar în Statele Unite, am lucrat cu oameni în probleme de consiliere și spirituală și consiliere emoțională. Și am lucrat cu doi pacienți în secțiunea de terapie intensivă. Amândoi au fost operați la inimă, amândoi au fost în jurul vârstei de 50 de ani, aveau 48 și unul 47 de ani. Amândoi au fost cam în condiții similare. Lucrând în echipa medicală, am putut să văd și informațiile medicale ale pacienților și chiar să aud constatările medicilor. Unul dintre ei s-a uitat la viață și a spus: domne, de ce mi se întâmplă nenorocirea asta? Nu trebuia să vină peste mine. Și a nutrit gânduri de genul acesta, și oricât am încercat să-l ajut să iasă de acolo, refuza efectiv. Ne întâlneam, stăteam de vorbă, construiam o anumită structură logică pe care să își razăme existența și imediat o îndepărta. De partea cealaltă era pacientul care era un pic mai în vârstă, cel de 48 de ani, care a abordat toată situația respectivă cu o altă atitudine și a zis: domne, probleme de inimă au 50% dintre americani. Faptul că am avut ocazia să dispun de un sistem medical bine organizat, medici pregătiți și oameni care să mă ajute să trec prin situația asta, este un har, spunea el, am avut noroc, am avut parte de norocul ăsta, să pot să beneficiez de experiența aceasta. Ei bine, primul a mers din rău în mai rău, a trebuit să treacă din nou printr-o operație, și ulterior a decedat într-un timp foarte scurt de la cea de-a doua operație, și iar cel de-al doilea am asistat la externarea lui din spital și am văzut la prima mână cât de important este să nu nutrești nemulțumire față de anumite situații în viață. În ce privește depresia, și aici aș putea să stau să vă aduc câteva cazuri concrete, însă o afirmație fundamental, aș spune eu, cu privire la experiența depresiei, este că gândurile de nemulțumire nu pot conduce la nimic altceva decât la depresie. Pentru că o nemulțumire nemulțumire neexprimată, necomunicată, o nemulțumire acumulată în timp, afectează sistemul emoțional. Și în momentul în care ajungi să vezi că viața nu mai merită, nu mai are sens, sau că oricât ai fi încercat, tot rezultate negative ai, în momentul în care ajunge diavolul să te convingă cu gândul acesta, imediat următorul pas este să spui: domne, nu se merită. Nu mai. Și alții recurg și la mijloace care mi este greu să le pomenesc astăzi aici. Adevărul este că viața nu e dreaptă,
Și nicăieri în Biblie Dumnezeu n-a spus că viața e dreaptă. Dreptate va fi doar în cer, în împărăția lui Dumnezeu, 100%. E adevărat că uneori în viață facem anumite lucruri și suntem apreciați și sunt alte situații în care nu suntem apreciați. E adevărat că, cum vorbeam despre Solomon, unele lucruri se pot schimba și cele pe care le putem schimba trebuie să luptăm pentru lucrul acesta, dar sunt alte lucruri care nu le putem schimba și trebuie să le acceptăm așa cum sunt ele. Aș vrea să scoatem așa nemulțumirea din umbră, adică să o scoatem la lumină, prin aceste modalități de exprimare, limbajul nemulțumirii. Și aș vrea să mai atingem un lucru aici în prezentarea nemulțumirii, tendința unora de a face toate lucrurile perfecte, dacă s-ar putea. Este bine să fii un om perfecționist în viață, cu tine, cu alții? Poate fi și asta o formă de exprimare, un limbaj al nemulțumirii, chiar perfecționismul? Acum, cei care studiază personalitatea umană și dezvoltarea umană sunt de părere că perfecționismul dus la extreme devine diagnostic, devine obsesiv și, fiind obsesiv, are impact, are influențe negative asupra organismului. A vrea ca, este una să vrei ca, ca toate lucrurile să iasă bine, și eu cred că aici este și inima lui Dumnezeu. Să-ți dorești ca totul să iasă bine și să ai întotdeauna o așteptare ca lucrurile să iasă bine. Însă trebuie să fie și paranteza în urma acestei așteptări, știind că, influențat de coordonatele existenței umane, influențat de timp, spațiu, relații și alte lucruri de genul acesta, noi nu avem control asupra tuturor lucrurilor. Chiar în viața noastră personală, când spunem, când eu vreau să fiu perfecționist, depinde în ce fel vreau să fiu perfecționist. Vreau să fiu perfecționist exprimându-mi ideea de a controla absolut toate domeniile vieții mele, sau vreau să fiu perfecționist având așteptarea de la mine, având așteptarea de la mine să fac tot ce pot mai bine și să iasă lucrurile întotdeauna bine. Perfecționismul poate fi și o metodă de a manipula pe ceilalți? Oh, da, în special în familie. Vreau să aducem puțin discuția și pe tărâmul familiei, pentru că în familie se poate exprima sub forma niciodată nu faci suficient de bine. Și întotdeauna îl ții pe celălalt oarecum legat emoțional cu sentimentul că a fost ok, a fost bine, dar nu suficient. Trebuie să te străduiești mai mult. Și mă gândesc la unul dintre versetele pe care înțeleptul Solomon le spune în cartea Proverbe, 27 cu versetul 15. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Da, noi putem genera. Adevărul e că persoanele care au tendința să controleze viața de familie, experiența celorlalți, care le place să aibă control asupra împrejurărilor, sunt persoane care generează în viața celorlalți frustrare. Și mă gândesc că în ceea ce privește atitudinea manipulativă în exprimarea perfecționismului, o persoană de genul acesta, producând nemulțumire în viața celuilalt, pentru că dacă ești în jurul unui perfecționist de genul acesta, care folosește perfecționismul ca o manipulare, nutrești sentimente de nemulțumire. O persoană care se confruntă cu asemenea situație, înțelept ar fi să pună lucrurile pe masă pentru discuție. Să vorbească despre așteptările care sunt nerealiste sau absența unei aprecieri și să abordeze. Vorbind despre viața de familie, cred că este important ca soția sau soțul care se simt prinși de o asemenea situație să abordeze lucrurile deschis și cât mai repede, pentru că pot să aibă efecte foarte negative asupra lor, stând în relație cu o persoană. Mă gândesc că o asemenea atitudine produce întotdeauna ceartă și creează așa o tensiune și o atmosferă de supărare perpetuă.
Citeam într-o carte, e în limba română, nu spun titlul cărții neapărat, unul dintre capitole spunea meniul preferat, mânie înăbușită. O asemenea atitudine în viața de familie poate distruge căldura căminului, pentru că acolo este o streașină a nemulțumirii care tot timpul picură și care în final va produce mari stricăciuni în acea relație. Și mă gândesc că și copiii mai târziu vor învăța, vor deprinde anumite tipare de gândire și de manifestare învățate de la părinți. Da, este inevitabil să nu vorbim despre stress management când e vorba de nemulțumire. În momentul în care nutrim nemulțumire, nemulțumirea devine un factor de stres, care are anumite influențe clare asupra corpului, asupra trupului. Ei bine, fiecare dintre noi dezvoltăm un mecanism de luptă cu stresul. Și cred că aici, dacă între ascultătorii noștri sunt persoane care se confruntă cu asemenea stări de nemulțumire lăuntrică, cred că ar fi bine ca în grabă să găsească un mijlocul cel mai eficient să negocieze cu stresul și să-l pună în discuție, că altfel se pot ajunge la certuri, la lucruri care ulterior produc multă pagubă în viața de familie. Plecam de la afirmația că lumea în care noi trăim este o lume plină de nemulțumire și de exprimare a frustrării și asta o vedem în fiecare zi în jurul nostru. Însă cuvântul pe care noi l-am citit la începutul acestei emisiuni ne spune în ultimul verset și chiar penultimul: faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, adică și prin asta demonstrăm că suntem copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Iată o descriere foarte tranșantă a lumii, a stării în care lumea se găsește, în care străluciți ca niște lumini în lume. Adică eu înțeleg de aici chemarea unui om care se numește credincios este de a fi diferit. Și asta trebuie să se vadă chiar în atitudinea de mulțumire. Am diagnosticat puțin așa atitudinea aceasta de nemulțumire. Am căutat să o tragem de la întuneric la lumină, tocmai pentru a o putea recunoaște cât mai ușor în viața noastră. Dar discuția nu putem opri aici și îmi dau seama că timpul trece așa de repede și ne apropiem de finalul emisiunii, dar cred că este foarte important să punctăm și câteva soluții. Pentru că noi putem la un moment dat să spunem: am o problemă cu nemulțumirea, îmi dau seama că nu e bine ce fac, dar problema este cum o biruiesc. Cum poate fi depășită, cum poate fi rezolvată problema nemulțumirii în viața unei persoane? Cred că un prim lucru care este important în depășirea problemei nemulțumirii este să acceptăm la nivelul minții și inimii că nemulțumirea este o problemă, e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Noi, pentru cei care cunoaștem calea lui Dumnezeu, care cunoaștem principiile lui Dumnezeu, știm Biblia și știm că Dumnezeu are un cuvânt de spus prin Biblie, n-ar trebui să fie greu să înțelegem că o asemenea stare îl supără pe Dumnezeu și în consecință atrage asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Aș folosi un exemplu din 1 Corinteni, capitolul 10, când Apostolul Pavel pune sub lupă experiența poporului Israel. În, dacă nu mă șel, capitolul 10, versetul 10, Apostolul Pavel spune despre izraeliți că datorită nemulțumirii lor l-au supărat pe Dumnezeu și au pierit în pustie. Ori cred că e bine să înțelegem că pe lângă implicațiile nefaste sau rezultatele imediate ale nemulțumirii în viața noastră de fiecare zi, în universul lui Dumnezeu nemulțumirea produce faliment. O stare de nemulțumire fiind un păcat împotriva lui Dumnezeu, îți
afectează disponibilitatea de a te implica în biserică. Îți afectează disponibilitatea de a petrece timp împărtășie cu Dumnezeu. Îți afectează disponibilitatea de a întinde o mână celui nevoiaș care e pe marginea drumului, marginalizat, aruncat afară de societate, arătându-i dragostea lui Hristos. Îți afectează în mod inevitabil disponibilitatea de a trăi modelul cristic, adică de a semăna cu Hristos în lumea aceasta. Și păcatul acesta, a înțelege că nemulțumirea e un păcat teribil care afectează viața noastră, cred că e un prim pas pe care ar trebui să-l facem în depășirea acestei situații. Amintim cuvântul pe care îl spunea tot Solomon în cartea Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, și putem spune aici cine își ascunde nemulțumirea, nu propășește. Dar cine le mărturisește, cine mărturisește starea de nemulțumire și se lasă de ele, capătă îndurare. Aș mai adăuga versetul celebru din cartea Psalmilor, unde David spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Și cred că influența asupra trupului este evidentă, dar de partea cealaltă și din punct de vedere spiritual, omul lăuntric se usucă, nutrind asemenea sentimente de nemulțumire. Spuneai că unul dintre păcatele pustiei pentru poporul evreu a fost nemulțumirea. Putem să facem o aplicație practică pentru viața noastră? Întotdeauna unde există nemulțumire, viața devine un pustiu, un deșert. Și chiar familia, relația de familie poate deveni un deșert. Este foarte, foarte un loc fără viață și fără nicio căldură. Și să nu uităm că, de fapt, chiar dacă noi nu avem capacitatea de a anticipa viitorul sau de a vedea ce se va întâmpla în viitor, noi umblăm cu cineva care știe viitorul. Și tendința noastră de a ne lăsa influențați de imperiul urgentului, de realitatea prezentului, este foarte mare. Și cred că aici, vorbind despre acest păcat sau despre această realitate, că nemulțumirea este un păcat care supără pe Dumnezeu, cred că a conștientiza în permanență că de fapt deasupra noastră este cineva care e cu un cap mai mare decât noi și întrezărește mult mai mult decât întrezărim noi, folosind ghilimele de rigoare, poate să fie aducător de pace în sufletul nostru. Se poate ca nemulțumirea să fie de fapt proiectată asupra altora, adică noi să facem greșeli în viață, să fie vina noastră pentru că am ajuns într-un impas. Poate o datorie la bancă, poate un faliment într-un domeniu sau altul, dar să încercăm să proiectăm greșeala noastră asupra altora și să-i blamăm pe alții pentru ceea ce de fapt noi am făcut. Da, chiar cunosc un caz, n-am să folosesc nume și locuri pentru motive, cred eu, rezonabile. Persoana aceasta pe care am cunoscut-o trăia într-o stare permanentă de nemulțumire și se manifesta în general față de felul în care predicau alți predicatori. Predicatori pe care noi îi cunoaștem apreciați în societatea contemporană și în biserica românească, atât de aici, din România, cât și din diaspora, care au un cuvânt de spus, întotdeauna erau puși sub lupa acestei persoane și întotdeauna găsea ceva rău în mesajul lor. Și spunea: domne, nu-mi place pentru că n-a făcut bine, n-a zis aia, n-a interpretat corect cuvântul cu tare. Ajungând să-l cunosc mai îndeaproape, mi-am dat seama că, de fapt, el trăia o frustrare experimentată în viața lui de căsătorie, pe care nu a reușit să o alimenteze sau să o rezolve corect, și toată nemulțumirea care se acumulase în jurul acelei situații date, refula în afară spre aceste situații. Nemulțumirea lui era evidentă, de exemplu, și cu privire la locul de muncă. Era foarte nemulțumit de... Dau un exemplu. Dacă lemnul era prea tare și nu se putea tăia ușor, de ce se taie greu lemnul? Dacă materialele n-au venit la timp pentru lucrul respectiv care trebuia făcut... Domne, normal că lucrul nu merge bine, că ăștia n-aduc materialele la timp. Dar nu era conștient că, de fapt, nemulțumirea lui față de o experiență dată din viață, în viața de familie, îl influența și el proiecta asupra tuturor nemulțumirea care era în viața lui. Și teama
că nu se va realiza niciodată. Probabil că un prim pas în a rezolva problema aceasta în viața noastră este să vedem ce pericol este în nemulțumire. Uh-huh. Faptul că nemulțumirea ne face viața mizerabilă. Și chiar exemplul pe care tu l-ai prezentat este atât de elocvent în a arăta ce poate însemna nemulțumirea în viața unei persoane. Vreau să citesc tot din cartea Proverbe, pentru că Solomon are foarte multe lucruri de zis despre trăirile oamenilor, despre modul de a reacționa al nostru. Proverbe 19:3 spune așa: nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Probabil că, așa, la prima citire, versetul e puțin ciudat. Însă, înțelegerea pe care o am eu asupra acestui cuvânt este că uneori oamenii sau omul poate să facă lucruri stupide în viață, greșeli, nebunia omului îi sucește calea, face prostii, dar în loc să-și recunoască falimentul, vinovăția, să spună eu sunt responsabil, din cauza mea am ajuns aici, reacția lui este că cârtește împotriva Domnului cu inima lui, adică spune nu e vina mea, cred că e voia Domnului să trec pe aici, sau Domnul mă pune la încercare, sau dacă Dumnezeu m-ar iubi, nu m-ar lăsa să trec pe aici, dar de fapt el culege ceea ce a semănat. Exact, exact. Da, deciziile pe care le facem au repercursiuni asupra vieții noastre. Însă, un lucru pe care l-aș mai sublinia aici este că, pe lângă faptul că noi proiectăm prin nemulțumirea noastră o atitudine nemulțumitoare față de experiențele altora, noi trebuie să fim conștienți că noi transmitem o atitudine nemulțumitoare peste cei din jurul nostru. Oamenii dansează cu critica, între ghilimele. În o persoană care ajunge să fie influentă, dacă dezvoltă un spirit de nemulțumire, acest spirit de nemulțumire va afecta în mod inevitabil cercul de influență. Revenind la viața de familie, dacă nutrim nemulțumire în casă, copiii noștri vor fi nemulțumitori. Am întâlnit foarte multe situații în slujirea pastorală în care copil mă gândeam că vine generația tânără și o să vină cu o altă perspectivă. Dar veneau din casă, din familie, cu exact aceeași atitudine pe care am văzut-o la părinții lor. Și cred că a fi conștienți de faptul că avem riscul de a da mai departe, de a infecta și pe alții cu nemulțumirea noastră, este unul care ne ajută să ieșim, să ne recuperăm din starea asta. În Noul Testament avem foarte multe versete care ne cheamă la mulțumire. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile întotdeauna. Cât de important este ca în starea aceasta de nemulțumire să învățăm să schimbăm sensul, adică să ne exprimăm mulțumirea? Eu cred că este extrem de important și chiar dacă nu este ușor de realizat lucrul acesta, ca un om nemulțumit să devină mulțumitor, în opinia mea nu se întâmplă peste noapte, numai cu o intervenție supranaturală din partea lui Dumnezeu. Dar în cele mai multe cazuri este un proces în care prin disciplină omul se debarasează de atitudinea nemulțumitoare și dezvoltă un spirit de mulțumire. Își schimbă optica cu privire la viață. Apostolul Pavel, Roman 5, unul din pasajele aproape de sufletul meu, vine și spune că starea de om mântuit se vede în viața de fiecare zi. Și se vede în viața de fiecare zi printr-o atitudine de mulțumire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sau rămâne mulțumitor față de Dumnezeu și plin de bucurie chiar și în mijlocul unor situații asupra cărora nu avem prea multe cuvinte de apreciere sau prea multe cuvinte de laudă. Tocmai pentru că această transformare pe care o face Dumnezeu în noi arată în afară o altă optică asupra vieții. Mi-aduc aminte de, dacă tot l-ai pomenit pe Solomon, Solomon spunea că omul mulțumit are un ospăț necurmat în inima lui.
aș invita ascultătorii noștri de astăzi, gândiți-vă la situațiile în care, mulțumiți fiind de ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră, ați experimentat acea bucurie care este de neînlocuit. Și ceea ce aș vrea să pomenesc înaintea dumneavoastră astăzi este că se poate repeta acea experiență de bucurie lăuntrică, acea experiență de împlinire, de satisfacție, atunci când dezvoltați un spirit de mulțumire în viața dumneavoastră. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă ajute să fiți oameni mulțumitori. Mă gândesc la ce impact are starea de mulțumire în situații potrivnice asupra unor oameni care nu l-au pe Dumnezeu în viața lor. Și de fapt cred că oamenii vor să vadă că ceea ce spunem din cuvântul lui Dumnezeu funcționează. Că nu e o poezie frumoasă, o teorie pe care o prezentăm, citită din cărți sau prezentată sub formă teoretică, ci oamenii vor să vadă că lucrul ăsta funcționează. Și cred că atunci când traversăm anumite momente delicate în viață și arătăm mulțumire, îl lăudăm pe Dumnezeu, asta nu înseamnă că ne bucurăm că suntem bolnavi sau că am avut accident sau că în familie s-a întâmplat ceva, ci chiar prin faptul că binecuvintez numele Domnului care cunoaște totul și vede totul în sine, este o mărturie pentru ceilalți. Da, Apostol Pavel spune despre Biserica lui Hristos că datorită lucrării lui Dumnezeu prin Iisus Hristos în interiorul bisericii, aceasta, biserica, devine un exemplu, devine o pricină de laudă pentru Dumnezeu în fața lumilor nevăzute, Dumnezeu arătând ce se întâmplă în viața oamenilor. Și revenind la una din afirmațiile pe care am făcut-o la începutul emisiunii, Apostolul Pavel tocmai vrea să-i facă conștienți pe filipeni, că trăind mulțumirea în inima lor, ei de fapt contribuie la înaintarea Evangheliei, la a arăta și altora, în versetul 16, că cuvântul lui Dumnezeu merită să fie ținut sus, că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și plin de putere. Dar asta ne leagă automat de o altă problemă, felul în care te uiți la probleme. Asta înseamnă să vezi mâna lui Dumnezeu în acele împrejurări. Dacă omul îl scoate pe Dumnezeu din imagine, din situația respectivă, totul nu are niciun sens. Totul este încurcat, e confuz. Dar tocmai aici este faptul că îl vezi pe Dumnezeu implicat în acea problemă. Și asta schimbă automat întreaga optică. Fără îndoială că felul în care îl percepem pe Dumnezeu și felul în care percepem evenimentele care ne se întâmplă influențează atitudinea pe care o avem. Dacă, de exemplu, eu interpretez un anumit gest făcut de o anumită persoană, involuntar poate, îl interpretez ca fiind rău intenționat. Gestul acela produce în inima mea o mulțime de sentimente negative și printre care și nemulțumirea, firește, pentru că percepția pe care eu am avut-o a fost că persoana respectivă a intenționat un anumit lucru. Ei bine, în ceea ce privește experiența omului care îl cunoaște pe Dumnezeu, acesta este conștient că nimic, absolut nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este produsul hazardului în viața lui. Acesta înțelege că nicio experiență prin care trece nu este la voia întâmplării, ci absolut toate experiențele puse ca și într-un buchet contribuie la șlefuirea chipului lui Hristos în noi sau la modelarea caracterului lui Hristos în viața noastră pentru a fi mai plăcuți împărăției lui Dumnezeu. Tocmai asta spunea Pavel romanilor, că noi ne bucurăm chiar și în necazuri pentru că știm, adică noi avem un reper după care ne direcționăm viața. Și suntem conștienți că necazul aduce răbdarea, că răbdarea aduce biruința în încercare sau lista pe care o enumeră Apostolul Pavel acolo. A fi conștient de faptul că lucrurile care ți se întâmplă sunt supravegheate și venite în viața ta sub privirile unui Dumnezeu nu sadic, ci unui Dumnezeu care îți vrea binele și vrea în final să-ți atingi potențialul maxim, să fii ceea ce El a intenționat pentru tine să fii, aduce multă binecuvântare în suflet.
Iată câte se pot spune despre starea de nemulțumire, despre modul în care poate fi identificată, observată în viața noastră, dar observăm soluții pe care Dumnezeu ni le oferă pentru depășirea acestei probleme. M-am gândit chemarea unui om credincios în această lume plină de nemulțumire este să fie pozitiv într-o lume negativă sau să fie un om optimist într-o lume pesimistă. Ce ar însemna dacă în urma emisiunii, să spunem, fiecare dintre noi ne-am uitat la noi, la familie și să luăm decizia sau hotărârea de azi înainte nu mă mai plâng. De azi înainte înlocuiesc vorbirea critică cu vorbire care apreciază. Cum s-ar schimba atmosfera din casele noastre, din viața noastră, punând în practică aceste principii care sunt verificate și care sunt trăite de multe generații de oameni care au crezut cuvântul lui Dumnezeu? Administratorul bisericii ne-a slujit în Statele Unite, fratele George, m-a impresionat prin atitudinea pe care o avea asupra situațiilor vieții. Când îl întrebam cum vi-a fost ziua astăzi și el îmi spunea, depinde unde m-am uitat. Că dacă m-am uitat la cineva căruia i-a mers mai rău decât mine, percepția pe care am avut-o este că mi-a fost o zi bună. Dacă m-am uitat în viața unuia care i-a mers mai, sau îi merge mai bine decât mine, percepția este că ziua mea n-a fost chiar așa bună. Dar invitația de a ne uita la viață știind că în final, de fapt, scopul lui Dumnezeu este ca El să binecuvinteze viața noastră, ne devine o sursă de putere să realizăm această gândire pozitivă cu ghilimele de rigoare sau a înțelege că toate lucrurile au un scop bun în planul lui Dumnezeu. Dragi telespectatori, emisiunea de astăzi se oprește aici, pe marginea subiectului despre nemulțumire. Iată o problemă cu care toți ne confruntăm, dar o problemă la care avem soluția la îndemână. Mulțumesc invitatului nostru, pastorului Iulian Costea, pentru tot ce ne-a împărtășit din Cuvântul lui Dumnezeu, dar și din experiența personală și vă doresc la toți să aveți o viață plină de mulțumire alături de Dumnezeu. Până săptămâna următoare, la aceeași emisiune, aceeași oră, aceea zi, Radu Mariș vă dorește binecuvântarea lui Dumnezeu.